a sosit momentul dedicat celor mai bune rețete, ușor de preparat și foarte delicioase, care vă pot inspira pentru o masă în familie. Alina Laufer le sare în ajutor celor pasionați de gătit. Să rămână pentru masă! Bună ziua, dragii mei! Este post și trebuie să facem o rețetă care să se preteze. Așa că am ales astăzi ca ingredient principal tofu. Este foarte versatil, se poate folosi în foarte multe rețete, doar că trebuie să știm cum să-l preparăm. Astăzi o să facem frigărui din tofu. Avem nevoie de tofu simplu, legume, o combinație de vinete și dovlecei, ardei roșu, ceapă, mix de condimente și puțină făină sau amidon. Tofu, în clipa în care îl scoateți din cutie, mare grijă, trebuie să îl spargeți bine, bine, bine în șervet de hârtie. Este foarte important acest pas, mai ales dacă vrem să-l facem prăjit în tigaie și vrem să iasă rumenit și crocant. Ocupăm de ardei. Facem același lucru și cu ceapa. Trecem la asamblarea frigăruilor, dar nu înainte să condimentăm bucățile de tofu. Adaug un mix de condimente și amidon de porumb sau făină. Pentru că o să facem frigăruile în cuptor, am înmuiat puțin bețele în apă. Punem frigăruile pe o tavă și le dăm în cuptorul preîncălzit la 200 de grade până când se rumenesc frumos și legumele s-au făcut. Pentru sosul tzatziki avem nevoie de castraveți. Îl dăm pe răzătoarea mare, scurgem castravetele bine, bine și îl adăugăm în iaurt. Usturoi vă sugerez să nu puneți foarte mult pentru că nu doriți să aibă o aromă prea pregnantă. Puțină sare și tzatziki-ul este gata. Nu ne rămâne de făcut decât să așteptăm să iasă frigăruile. Frigăruile sunt gata, haide să vedem cum arată. Miros minunat! Dragii mei, poftă bună! Cine a spus că mâncarea de post este plictisitoare? În niciun caz! Încercați frigăruile de tofu! Să rămână pentru masă!